Suntem o generație deresponsabilizată și iresponsabilă și un motiv pentru care suntem în felul acesta este datorită pornografiei. Deoarece pornografia promovează luarea unuia dintre cele mai mari daruri pe care le avem pe pământul acesta, sexualitatea, și folosirea acestui dar în afara contextului normal în care trebuie să fie folosit. Adică într-o căsătorie, într-o relație de legământ cu o persoană de sex opus, față de care îți iei niște responsabilități pentru tot restul vieții tale. În fața monitorului, când cineva se uită la pornografie, nu trebuie să-și ia niciun fel de responsabilitate și nu are niciun fel de obligație pe termen lung față de persoana prin care consumă acel soi pervertit de act sexual. Lucrul acesta duce la o deresponsabilizare agresivă, treptată, continuă și ajunge să se răsfrângă și să se vadă în multe alte domenii, nu numai în domeniul sexual. Dacă în acest domeniu important se întâmplă lucrul acesta, cu siguranță se întâmplă și în multe altele.